Integrarea formelor diferențiale de gradul 1. Vom începe această temă cu o definiție pentru a vedea mai întâi ce înseamnă un astfel de obiect formă diferențială. Fie deci D mare, inclus în R la N, o mulțime deschisă, deci deschisă, da? Și P mare 1 până la P mare indicen, definite pe D mare, cu valori în R, funcții de clasă, deci funcții de clasă CK, unde K e mai mare sau egal cu 0, pe D mare. O aplicație de forma X1, puncte, puncte, Xn, care să aparține evident lui D mare, cu valori în P1, de x1, puncte, puncte, xn, ori dx1, deci ori diferențiala variabilă x1, plus puncte, puncte, plus pn, de x1, puncte, puncte, xn, ori dxn, deci o astfel de aplicație, scuzați, să o punem așa, să o încadrăm oarecum, așa, deci o astfel de aplicație se numește formă diferențială, deci se numește formă diferențială de grad 1 sau de gradul 1, da? De grad 1 și de clasă CK și de clasă CK, CK pe D. Funcțiile, deci funcțiile P mare 1 puncte puncte P mare N se numesc coeficienții formei diferențiale. Se numesc coeficienții formei diferențiale. Da? Bun, deci iată, așa ceva este o formă diferențială. Ca observație putem să remarcăm în urma definiției de mai sus că egalitatea a două forme diferențiale se definește pe coeficienți, adică ce înseamnă acest lucru? Că P1, să zicem, egal cu Q1 de la o altă formă, P2 egal cu Q2, Pn egal cu Qn, iar adunarea și înmulțirea cu scalarea ale formelor se definesc de asemenea transpunând operațiile asupra coeficienților, adică P1 plus Q1, Pn plus Qn, la fel dacă era înmulțire cu scalar, da? Deci cu câte un lambda. Prin urmare, operațiile se transpun automat pe această mulțime a formelor diferențiale. Observați acum. Dacă vom considera o funcție f definită pe D inclus în R cu f diferențiabilă, atunci df diferențiala de ordinul 1 al lui f, adică egală cu cine? Cu suma de la i egal cu 1 la n din df la dxi ori dxi, este o formă, aceasta este o formă diferențială de grad 1 pe D mare, da? Deci iată că observați noțiunea aceasta de formă diferențială extinde, dacă vreți, noțiunea de diferențială a unei funcții, da? La o expresie generală de acest tip. Și avem acum o definiție în urma definiției și observație de mai sus. O formă diferențială, da? Să-i zicem omega, egal cu P1 ori DX1 plus puncte, puncte PN DXN, unde P1, PN sunt cam mai sus, deci nu mai stăm să le mai scriem toate argumentele, de clasă CK pe D mare, se numește formă exactă, da? Dacă există o funcție f definită pe D cu valori în R, f de clasă cu 1 mai mare, deci de clasă CK plus 1 pe D, astfel încât omega să se poată scrie ca fiind diferențiala lui f. Da? De asemenea, forma omega de clasă CK pe D
să zicem, aparțin lui CKDD, cu K mai mare sau egal cu 1, se numește formă, se numește formă închisă, se numește formă închisă dacă DPI la DX J egal cu, haideți să scriu mai ceva mai frumos, egal cu DPJ la DXI pentru orice I și J de la 1 la N. Și acum, deci iată, avem două noi definiții, noțiunea de formă exactă, deci care îmi spune că forma să se poată scrie ca diferențială a unei funcții și noțiunea de formă închisă. Da? Deci dacă observați, derivata parțială a unui P în raport cu o variabilă egal cu derivata parțială a acelui coeficient al formei de la variabila cu care derivam în raport cu variabila originală. Da? Și avem acum o teoremă demonstrabilă imediat cu ajutorul criteriului lui Schwarz. O formă diferențială de clasă CK cu K mai mare sau egal cu 1 exactă este închisă. Da? Deci dacă acestea ar fi formele exacte, acestea sunt formele închise. Da? Deci dacă forma este exactă, ea este și închisă. Bun. Și acum avem o definiție. Să vedem ce înseamnă integrala unei forme diferențiale pe un drum. Fie să considerăm, deci, fie gamma definit pe AB cu valori în R, da? inclus în R, deci pe un interval cu valori în R la R, un drum simplu din, evident, din R la N. Și fie omega egal cu P1 dx1 plus puncte plus Pn dxn, o formă diferențială, scriem prescurtat, de grad 1, continuă, pe suportul drumului gamma, pe sub de gamma, da? Și avem acum, definim integrala lui omega în lungul drumului gamma prin, deci integrala lui omega în lungul drumului gamma prin integrală din omega pe drumul gamma, egală prin definiție cu integrală de la A la B din P1D și în loc de X1, X2, Xn punem coordonatele lui, componentele lui gamma, deci de gamma 1 dt, puncte, gamma n dt, totul de înmulțit cu gamma 1 derivat de t, plus puncte până la PND, din nou punem în locul argumentele lui PN, componentele lui gamma, deci gamma 1 de t, gamma n de t, ori gamma n derivat de t și totul de t. Haideți să punem asta într-o paranteză. Deci așa definim integrala unei forme diferențiale în lungul unui drum. Da? Haideți să încadrăm și această formulă ca să o avem vizibilă, așa în cele ce urmează. Și avem acum o teoremă care se mai numește și formula Leibniz-Newton pentru forme exacte, forme diferențiale, evident ne referim la ele, da, pentru forme exacte, care ne spune următorul lucru. Fie gamma, din nou ca mai sus, fie gamma definit pe A B, haideți să luăm de aici, să copiem ca să nu mai scriu încă o dată. Deci fie gamma definită așa și fie omega, nu, o formă diferențială, da, cred că am marcat aiurea total, nu,
No, haideți să mai schimb o dată mai bine decât să... Așa, deci, fie gamma definit pe AB de inclus în R cu valori în R la N, un drum simplu din R la N și omega, și omega egal cu P1 dx1 plus puncte puncte plus Pn dxn, o formă diferențială, deci o formă diferențială de grad 1, de grad 1, ca mai sus, da? Continuă pe suportul, pe sub de gamma, da? Deci pe suportul drumului gamma. Dacă omega egală cu df, adică ce înseamnă asta? Că este o formă exactă, da? Că ea se poate scrie ca diferențială a unei funcții, atunci integrală pe drumul gamma al lui omega este deci egală cu integrală pe drumul gamma al lui df și este egală cu f de gamma de b minus f de gamma de a. Prin urmare, observați o formulă foarte frumoasă care ce ne spune? Ne zice că integrala pe un drum al lui omega depinde numai de capetele drumului. Evident, vă dați seama, dacă cele două capete coincid, cât va fi integrala? 0. Haideți să punem deja corolar această afirmație pe care am făcut-o acum. Din nou luăm enunțul acesta. Haideți să mai facem o tentativă să luăm așa ca să nu mai scriem toată minunea aceasta. Bun. Deci, spunem așa. Fie, deci, gamma definită pe un interval AB inclus în R cu valori în R la N și omega, un drum simplu, închis de data aceasta. Haideți să scriem aici închis, da? Așa. Și omega egal cu P1 dx1 plus Pn dxn, o formă diferențială de grad 1, continuă pe suportul lui gamma. Și acum, haideți să spunem așa. Bun. Închisă, da? Exactă, mă scuzați, exact. Adică, ce înseamnă asta că este exactă? Deci că ea se poate scrie, repet, de forma omega, se poate scrie de forma df, da? Atunci, integrala lui omega pe drumul gamma este egală cu 0. Adică iată ce ne spune, că integrala unei forme diferențiale exacte pe un drum închis, deci pe un drum simplu închis, este nulă. Bun. Un alt corolar, da? Vom spune în felul următor. Fie, este absolut banal și acest corolar din teorema de mai sus, fie gamma 1, gamma 2 definite pe două drumuri, definite pe AB inclus în R, cu valori în R la N, două drumuri, deci drumuri simple, da? Simple, din R la N, astfel încât gamma 1 de A egal cu gamma 2 de A și gamma 1 de B egal cu gamma 2 de B. Dacă, din nou, același text, dacă omega egal cu P1 dx1 plus puncte puncte plus Pn dxn este o formă diferențială exactă, ca mai sus, da? Exactă, de grad 1, continuă pe suportul lui gamma 1 reunit cu suportul lui gamma 2, da? Care să fie inclus în D mare, atunci, așa,
Atunci, integrala lui omega pe drumul gamma 1 este egală cu integrala lui omega pe gamma 2. Demonstrația e foarte simplă, deci asta ce înseamnă? Dacă avem două drumuri care pleacă din același punct, da? Pardon, aici, așa, da? Deci ăsta este gamma de gamma 1 de A și la fel gamma 2 de A, acesta fiind drumul gamma 1, asta gamma 2 și aici gamma 1 de B fiind același cu gamma 2 de B, ce ne spune că integrala pe acest drum este egală cu integrala pe acest drum, demonstrație simplă considerând reuniunea gamma 1 cu gamma 2 minus, adică cu inversul drumului gamma 2. Și atunci observați că vom avea un drum închis care pleacă din gamma de A și ajunge în gamma, oricare, gamma 1 sau gamma 2 de A și ajunge în același punct. Da? Observație, din acest corolar, observați că integrala unei forme diferențiale exacte nu depinde, deci, de drumul ca atare de integrale, ci numai de capetele acestuia. Da? Pentru că, iată, dacă avem două drumuri care pleacă și ajung în același loc, integrala este aceeași. O ultimă definiție. O mulțime de inclus în R la N, deci de inclus în R la N, se numește mulțime stelată, de la stea, da? Mulțime stelată, dacă există un punct A aparținând lui D, astfel încât pentru orice X din D mare, rezultă că segmentul AX, care ce înseamnă un segment? Înseamnă mulțimea, haideți să-l punem, să o punem de la capăt, mulțimea punctelor de forma A pe lângă 1 minus T plus X ori T, atunci când T se plimbă în intervalul închis 0, 1, deci dacă și numai dacă, segmentul acesta inclus în D. Da? Atenție, observați, este, dacă o mulțime este convexă, ea este automat stelată, pentru că ce înseamnă o mulțime convexă? O mulțime cu proprietatea că orice două puncte pot fi unite printr-un segment inclus în mulțimea respectivă. Da? Dacă însă, deci considerând un punct oarecare, să spunem, din acea mulțime, nu știu, să zicem, uitați, de exemplu, undeva, da? Evident că pentru orice alt punct din mulțimea respectivă, segmentele respective rămân în mulțime. Dar mulțimea poate să nu fie. Deci asta ar fi o mulțime convexă, da? Dar o mulțime poate să fie stelată fără să fie convexă și uitați, de exemplu, să zicem așa, de asta și se numește mulțime stelată, uitați, să spunem așa ceva, da? Ei, considerăm punctul acesta, uitați, A, să zicem aici, undeva, da? Ei, mulțimea aceasta de ce este stelată? Pentru că se observă că oricum am luat un punct, să zicem, din mulțimea noastră X, segmentul nostru AX rămâne în mulțime. Deci observați și pentru alte puncte, segmentul nostru este cuprins în mulțimea respectivă. Da? Deci asta este o mulțime stelată. Deci să zicem aici mulțime stelată. Da? Deci e mai generală decât o mulțime convexă. Acum, vedeți, apare o problemă. Noi am văzut că formele exacte relativ la integrarea acestora pe drum se comportă foarte frumos. Nu? Integrala unei forme, iată, exacte, era diferența lui F, acela care îmi dădea, a cărui diferențială era omega la capete, integrala pe un contur închis a unei forme exacte era 0, de asemenea nu depindea pe drumul. Însă, observați că din punct de vedere practic este foarte greu să testez că destul de dificil că o formă este exactă. De ce? Pentru ar trebui să vezi că acest P1 este un df la dx1, ce funcție? Una, nu știm pentru moment cum să o găsim, da? P2 să fie df la dx2, Pn să fie df la dxn. Deci, practic, ar rezulta un sistem de n ecuații cu derivate parțiale de ordinul 1, da? Din care să determinăm pf. Ori, mai ușor, ar fi să vedem dacă o formă este închisă. Ați văzut ce însemna că o formă închisă. Am deja acești coeficienți și să-i derivez strâmb, cruciși, dacă vreți. Da? Și dacă ăștia sunt egale, atunci forma este închisă. Ori, nu știu pentru moment, pentru că iată, eu ce am văzut, că dacă o formă este exactă, atunci este închisă. Da, dar pe mine m-ar interesa
Ce fac formele acestea închise? Pentru că de ele e mai ușor să mă ocupe. Avem o teoremă, o teoremă datorată lui Henri Poincaré, Poincaré, se scrie cu accent, ascuțit, care spune așa, o formă diferențială, o formă diferențială închisă, pe un deschis stelat, adică definită pe o mulțime deschisă și stelată, deci pe un deschis stelat, de, să zicem, inclus în Erlaien, este exactă. Deci iată că dacă am o formă închisă, atunci știu că exactă, fiind exactă, au loc afirmațiile de mai sus.